Bună ziua, stimați colegi! Bine ne-am regăsit la o nouă ședință de Comisii Reunite ale Consiliului Local Tăișani. O să dau citire convocatorului. Deci, la numărul 1, avem avizare proiect de hotărâre numărul 39 din 17.05.2022 privind renunțarea la asocierea între Comuna Tăișani și Asociația Curba de Cultură. 2. Avizare proiect de hotărâre numărul 40 din 18.05.2022 privind mandatarea domnului Stanciu Gheorghe, reprezentantul Consiliului Local al Comunei Tăișani, județul Prahova, pentru a vota în ședința AGA, conform articolului 32 aliniatul 1 din statutul asociației, modificarea, actualizarea și revizuirea statutului și actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, prin încheierea de acte adiționale. Am pus aici un alt proiect, proiect de hotărâre numărul 42 din 27.05.2022, privind încheierea unor contracte de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Consiliului Local Tăișani. Și la punctul 4, diverse. Eu am primit spre avizare, deci toți președinții de comisie au primit spre avizare proiectul ăsta cu contractele de asistență juridică, dar până în acest moment nu avem raportul compartimentului de specialitate, deci nu putem să-l dezbatem. Și în acest caz propun să-l retragem după ordinea de zi. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi cu retragerea acestui proiect? Bun, deci ordinea de zi... De ce nu s-a dat raportul de specialitate? În mod normal sunt 30 de zile. Nu aveți în cadrul primăriei, doamna viceprimar, compartiment de specialitate? Ba da, dar știți că în mod normal sunt 30 de zile. Între timp am primit... I-am făcut o adresă domnului primar în care i-am explicat situația că noi am fost acționați în instanță de Curba de Cultură și pe data de 2 aveam termen. Proiectul a fost depus pe 27.05 și l-am rugat să deblocheze proiectul în așa fel încât să ne putem apăra. Din păcate, proiectul a fost deblocat, dar fără raportul compartimentului de specialitate. Deci nu avem cum să-l... Dar trebuie să facem o adresă, să fie penalizat sau mustrat cel care la compartimentul de specialitate nu a dat. O să-l discutăm puțin la rubrica diverse, dacă sunteți de acord. Deci, considerăm aprobată ordinea de zi fără acest proiect? Da. Ok. Deci, toată lumea este de acord. Da, nu avem cum să le discutăm. Bun. Atunci, să trecem la proiectul numărul 1, proiect de hotărâre, numărul 39 din 17.05, privind renunțarea la asocierea între Comuna Tăișani și Asociația Curba de Cultură. Avem proiectul? Da. Deci știți că am avut nenumărate discuții pe tema acestui parteneriat. Din păcate s-a ajuns într-un punct destul de urât. În sensul că orice încercare de a găsi o soluție nu a fost posibilă. Și atunci nu poți fi partener cu o asociație care efectiv nu m-a sfidat. Adică tot mandatul ăsta ne-a sfidat. Nu respectă hotărârile de Consiliu. Știți foarte bine cum au stat lucrurile și le vedem nevoiți să închidem acest parteneriat prin acest proiect. Dacă sunt înscrieri la cuvânt pe subiectul ăsta, domnul Prescu, mai vrea cineva să scrie la cuvânt? Domnul Popa? Bun, îi dau cuvântul domnului Oprescu. Noi, Consiliul Local, nu știm absolut nimic despre parteneriatul ăsta. Eu, din știința mea, ar fi trebuit ca parteneriatul ăsta să fie făcut pe fiecare proiect, punctual. Pentru că se derulează proiecte de diferite categorii. Și atunci trebuia parteneriat pe fiecare. La solicitări nu am primit parteneriatul semnat. Pe ce bază, ce cuprinde parteneriatul și ca atare, de-aia dorim ca să renunțăm la acest parteneriat cu Curba de Cultură. Mai cu seamă că n-au
vrut nici să respecte hotărârile Consiliului Local. Deci noi am dat în septembrie, am avut un proiect de hotărâre și am dat o hotărâre de Consiliu pentru a reveni hostelul la forma inițială de bază sportivă. Nici de cum ne-am legat de curba de cultură, fapt care ei ne-au dat în judecată că le-am obturat proiectele. Ei n-au părăsit nicio zonă și și-au continuat proiectele, că noi efectiv n-aveam cum să-i oprim, să nu-și dezvolte ei proiectele. Și ca atare ne vom întâlni în instanță, vom pregăti și noi apărarea cu documentele respective. Mai cu seamă, nu știu dacă știți, a implicat un minor să preia semnături. Eu am stat de vorbă cu diversi cetățeni care au semnat, la care li s-a spus că vrea semnături ca să-și facă ei tineri un consiliu, să ceară și ei ceva de la localitate. Adică să aibă un comitet al lor și să intervină, că vor și ei un parc, că vor o pistă de biciclete sau nu știu mai ce. Și am găsit pe acele liste și falsul. Trei semnături la fel. Culmea, le-au atașat și la plângerea asta către instanță împotriva Consiliului Județ, Consiliului Local. Noi ne pregătim apărarea, vom cere și să verifice respectivele semnături și nume, să fie chemați și cetățenii care au semnat să spună pentru ce au semnat aceste liste, pentru că capul de listă apare acolo desființarea centrului de tineret. Deci, Consiliul Local dorește să desfințeze centrul de tineret prin hotărârile noastre, că s-au pus hotărârile acolo. Lucru neadevărat. Și ca atare vom cere în instanță ca să fie citați și cetățenii care au semnat să spună în fața instanței pentru ce au semnat. Iar cei care au dat semnături și în contul altora va răspunde civil, penal, cum hotărăște instanța. Cam atât, că n-am mare... Eu am o părere deosebită, adică contrară cu cea a domnului Oprescu. În ce sens? Vă axați numai pe faptul cu hostelul, cu asta. Asta era ultima problemă care trebuia să o abordați cu curba de cultură. De ce? Hai să vă spun de ce. Noi când ne-am implicat să am băgat bățul cu trecarul cu curba de cultură în 2020, știți, cu blocări, cu renunțări la ședință, 4-5 ședințe, cu convingerea la oamenii ăștia, nu pentru a iese de aici că vrem să oprim activitatea curbei de cultură, că așa reiese de aici, că vrem să oprim activitatea. Nu. Așa reiese de aici. Nu reiese. Eu așa, oricine vine de afară, așa vede. Hai să-ți explic de ce. Pentru că nu poți tu, de exemplu, să-mi vinui un minor că te-a păcălit pe tine om când ți-ai adus ăla și ai dat semnătura. Deci asta am pierdut-o din start. Eu, dacă eram implicat aici, eu știam că am pierdut din start pe chestia asta. Domnule. Păi ce trebuia să marjăm noi? Păi ideea că el are parteneriat cu Consiliul Județean și UAT de Ișan, tot prin implicația de acolo a venit aici. Și noi trebuia să ne axăm decât atâta. Să ne libereze sările alea două, ceea ce una a liberat-o din decembrie, eu m-am convins, e liberată din decembrie, numai că nimeni nu am dus acolo, și mare una, de unde își transmite ea, fan, radio și nu știu ce a făcut ea. Aia e radio transmite. Așa. Deci ei mai au scule acolo, că am văzut. Deci ei mai au ceva. Noi trebuia ca activități au pe parteneriat cu Consiliul Județean și cu ATE, ei au activități. Se poate demonstra și cu ți-a dus unii până pe unde i-a dus ei pe acolo, nici nu mă interesează. Noi trebuia să-i găsim hacițe unde n-a făcut și nu ca să zicem noi, pe noi nu ne interesează proiectul. În septembrie. Deci vreau să vă comunic. Dacă îl lași fără sedii și fără asta, el nu are. Noi în septembrie 2020 și să nu. Am dat o proiect de hotărâre. Știu, păi tu mai de aceea. Deci, încă o dată specific. Baza sportivă să revină la forma inițială conform ordinul ministrului, da?
că este ilegal să transformi în hostel, să revine la bază. Ce avem noi? Și atât. Ce avem noi? Deci consiliu, atât am cerut. Ce avem noi, consiliu? Atenție! Ca să mă faci să fiu parte cu tine, mie trebuie să-mi demonstrez că ăsta a... în baza unei hârtii a... Nu, nu. Deci, domnule, eu vreau să vă vorbesc din stinct. Nu, domnule, eu vă spun din stinct. Deci, consiliul a cerut decât trecerea clădirii de acolo la bază sportivă. N-a cerut mai mult. Nici desfințarea curbei de cultură, nici parteneria, nici nimic. Decât trecerea în legalitate. Și eliberarea unei camere, dar era 322 sau nu știu cum se numește, nu aia care au eliberat-o ei, ci aia și cu cancelaria care era, da? Au eliberat o... asta, o încăpere. Asta este fizic. Ce hotărâre atași tu? Ce-a arătat primarul hârtie în care Nu, domnule. Se va destinația? Ce, nu, ce atași tu? Ce atac eu? Că așa de la acolo, eu mă duc din sat și mă duc acolo. Costel, noi am primit de la Ministerul Tineretului și Sportului. De asta este, așa explică. Că nu ai voie să-i schimbi destinația de bază sportivă. Asta să știe. Da, cu Costel. Doar cu curba de cultură. Nu, noi am cerut... Nu, baza la ce? N-am cerut cu curba de cultură. Da? Noi am cerut revenirea la bază sportivă. Bun. Da? Da? Că s-a făcut ilegalitatea în 2019, când noi au stat acolo și parteneriatul în 2019 se referea la clădirea 302. Ne întindem și am văzut de timpul oamenii. Deci asta ce cerut pasul. Eu ca tine și nu mi s-a dat nimic. Ce ai tu acum în plus față de mine la ce am cerut eu? Arată și mie. Dar răspuns... În plus acum avem 100% mai multe decât aveați dumneavoastră. Sau decât voiați să cunoașteți dumneavoastră. Unu. Este auditul Curții de Conturi. Așa. Care a spus foarte clar că baza sportivă a fost schimbată destinație ilegal. Așa. Doi, ONG-ul Curba de Cultură nu are dreptul potrivit legii să dețină spații aflate în domeniul public cu titlu gratuit. Bun. Deci 2 ani de zile ei au stat ilegal, prejudiciind bugetul local, că puteam să închiriem acele spații, puteam să le găsim altă utilitate, au stat ilegal acolo. Bun. S-au făcut investiții care nu au legătură cu obiectul acestui ONG. Răspunsul poate... Primarul trebuia să implementeze această hotărâre de consiliu. N-a implementat-o, s-a ajuns în instanță. Deci noi, oricum ajungeam în instanță, da? Automat. Deci noi mergem cu... ne pregătim toate documentele, că așa e normal și trebuie să te reprezinte. Și s-a amânat acum pe 2 septembrie, pentru că nu puteai în 2-3 zile. Mai cu seamă, să vă spun că ei au depus această plângere și după termenul limită când aveai voie în 6 luni de zile să depui. Deci au depășit și termenul ăsta. Nu e nicio problemă că ajungem în instanță și mai cu seama a cerut Consiliului Local despăgubiri de peste 300.000 de lei, da? Că nu și-au putut desfășura proiecte. Lucru care Consiliul Local nu s-a băgat de niciun proiect al Curbei de Cultură. Nici măcar n-au părăsit zona. Domnul Popa, trebuie să faci domnul asta, că nu ai blocat. Deci, era vipră și problemă, că era sus nu i-a blocat nimeni. Nu i-a blocat nimeni. Nu i-a blocat nimeni, iar instanța va dovedi ce trebuie să dovedească. Acum, nu sunt de acord cu dumneavoastră, le spuneți că au eliberat spațiile. Noi acum 2 săptămâni, sau 3, împreună cu doamna Dana, am solicitat pe 5 mai, să mergem, să facem o vizită, să vedem dacă acele 2 proiecte aprobate de Consiliul Local au fost implementate. Bineînțeles că la baza sportivă nu au eliberat nimic. Unde? Mai mult decât atât, am înțeles că au cazat acolo alt lot de voluntari, deci o sfidare pe față, iar aici la Teișani au eliberat o sală, dar asta nu înseamnă că a fost predată. Trebuia un proces verbal de predare-primire, trebuia un inventar făcut. Deci ei nu au făcut dovada că au predat sala. Da, e liberă, ok, e liberă, era liberă când am fost noi acolo. A doua zi putea să fie ocupată, deci nu avem cheie de acolo, nu avem nimic. Inclusiv de aici, dacă au fost obiecte de ale noastre. Automat, cei de la Curba de Cultură vrea să facă cu doamna Dana un proces verbal. Doamna Dana, v-am eliberat camera X.
nu mai e nimic în ea, pereții sunt bine, atâta ușile sunt. De exemplu, la baza sportivă, în spate, către terenul de fotbal sintetic, i-am dat și doamnei, dar n-a văzut, ușa era ruptă de termopan, ținută cu două mese. E o masă acolo. O masă afară, una în urmă. Deci acolo poate să intre oricine. Și haideți să vă mai spun ceva care mi s-a părut totuși deplasat. La acțiunea de 1 iunie a trebuit să se roage doamna viceprimar de domnul Catană să-i deschidă acolo la baza sportivă care aparține comunei Teișan ca să luăm acele trambuline care aparțin cetățenilor comunei Teișan. Noi avem două trambuline din alea cumpărate de primărie și sunt ale Curbei de Cultură? Nu, sunt ale primăriei. Sunt ale primăriei ținute sub cheie. Eu știu că în momentul când am părăsit de aici toate cheile, deci atenție, atenție ce vă spun, vă spun și jumătate, dacă vreți. Și cum ar, toate cheile de la toate astea care ținea de primărie, inclusiv la fosta grădiniță, la toate astea au fost date la doamna consilier, dar cu procedură. 10 lei, 11 lei, am dat eu pătarea, oficiul tale de le-am pus la fiecare cu destinație, grădinița. Da, da, da. Toate au fost acolo. Deci nu mai era acolo. De ce vreau să vă spun? La dezăpezire, tot eu am luat timp cu banii la mine în buzunar și le-am prezentat aici. Și ești că nu mai avea. Ce mapă dar mai aveți? Nici de la poartă. Poarta aia era mai cu seamă că în curtea, în curtea bazei sportive, nu știu dacă ați fost pe acolo, în curtea bazei sportive și a făcut organizarea energomontajului. Da. A tricuit pe acolo. Aș vrea și eu să știu, vreau să se controleze procesul verbal, dacă există un contract de închiriere pe terenul respectiv. Pentru că e obligația constructorului, dacă închiriază de la unitatea administrativă un teren, să plătească chirie pe perioada de lunării lucrărilor. Caietul nu știu. Cere. Dacă există contract. Trebuie să de închiriere. Deci, pentru că pormăiar ne trezim că vine curtea de conturi, cum au decontat și ea de jos organizarea de șantier și ei n-aveau, așa în facturi vine și organizarea de șantier. Ați participat la licitație, n-ați văzut caietul de sarcini? Ați licitat, n-ați participat, n-ați văzut caietul de sarcini? Domnule de drag. Organizarea dacă sunteți în eroare, întâi întrebați. Fiare, organizarea de șantier nu vine în caietul de sarcini. Asta este în obligația constructorului să-și facă organizația de șantier. Înainte de a începe șantierul, vine la primărie sau închiriază de la Costel, de la tine, un teren unde își face organizarea de șantier. Asta nu e caietul de sarcini. Eu spun că la facturile de situații de lucrări de decontare, fiecare firmă vine și cu o anumită sumă pe organizare de șantier. Da? Îi decontezi că are acolo barăci, are utilajele, dar el trebuie să facă dovada că pe spațiul ăla de teren are contract de închiriere, plătește o chirie pe terenul ăla, că nu-i dă, că el îți ia bani pe lucrare. Da? Unității administrative. Și el trebuie să plătească la rândul lui chirie pe terenul respectiv. Revenim la proiectul cu curba. Când s-au dat spațiile prin hotărârea din decembrie, ei trebuiau să facă cât un acord de partener pentru fiecare proiect. Am cerut acele acorduri în două adrese, și domnului primar și Curbei de Cultură. Nu am primit niciun răspuns. Singurul lucru care l-am găsit și noi, care exista un acord de parteneriat cu același număr de înregistrare ca și cererea lor, nu știm ce conține acel acord, ce se întâmplă, ce obligații. Deci e cu totul nebuloasă în chestia asta și atunci n-are rost să mai continuăm. Adică dacă suntem parteneri, trebuie să fie transparent. Dom'le, vreau să fac proiectul X, s-a încheiat acordul de parteneriat Y, este pe site-ul primăriei și pe pagina web a Curbei, știm că participă 100 de copii din Teișan și asta urmărim. Lucru care nu s-a întâmplat. E total o nebuloasă, dar instanța probabil va clarifica toată situația asta. Bun. Supun la vot proiectul. Cine este pentru avizare? Iri, cum este? Deci 7 pentru. 7 pentru. Cine este împotrivă? 1, 2. Cine se abține? 2 abțineri. 7, 2, 2. Stați așa.
Da, bineînțeles. Suntem litigiu, nu trebuie atunci să discuția. Când se dă litigiu, atunci să discuta treaba asta. Nu există nicio... Atâta timp cât... Nu are nicio treabă. Dacă ei erau corecți, respectau acele hotărâri, părăseau spațiile, mergeau în termenul legal, în cel mai scurt termen, în instanță și spuneau, domnule, nu suntem de acord cu aceste hotărâri. Faptul că 9 luni de zile ei au stat în continuare sfidând hotărârile Consiliului, au stat în spații acolo ca și cum nu s-a întâmplat nimic, fix în ultima zi te duci și bagi acțiune în instanță. Mi se pare cu totul deplasat, dar oricum, asta e. Nu mergeam ei, mergeam noi în instanță, nu e nicio problemă. Bun, trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre numărul 40 din 18.05.2022 privind mandatarea domnului Stanciu Gheorghe, reprezentantul Consiliului Local al Comunei Teișan, județul Prahova, pentru a vota în ședința AVA, conform articolului 32 aliniatul 1 din Statutul Asociației, modificarea, actualizarea și revizuirea statutului și actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, parteneriatul pentru managementul apei Prahova, prin încheierea de acte adiționale. Da, asta a fost adresa venită din partea ADI APO și ca urmare a fost inițiat prezentul proiect. Altceva? E cam tot în genul ce am mai votat. Știți că era statutul, da, toată lumea trebuia să fie prezentă și de acord. S-a constatat că anumite localități nu au dat la timp hotărârile și atunci, la nivel de județ, nu se puteau lua deciziile. Da, acum avem unul pe ADI deșeuri, l-am depus în seara asta la doamnă. Și dacă votez sau nu votez, e același curs. Da, exact. Același curs este, dar atenție, că dacă ajungi în instanța acolo unde spune de act adițional, actul adițional înseamnă multe. Păi nu. N-ai înțeles cum trebuie. Deci, există la ora actuală un statut care prevedea ca majoritatea localităților să voteze un anumit proiect. Întrucât nu se împrumeau toți să voteze, vor face un act adițional la statut, la statut, ca să voteze două treimi sau o treime. Nu mai să aștepte. Deci avem cazul concret când am fost puși în situația de a vota majorarea prețului la apă, mă, ce-ți aminte, acum vreo câteva luni, în martie, noi nu am fost de acord și la o lună de zile a venit factura majorată la toată populația comunei. Deci, noi suntem să fim la număr și acum, cu această modificare, nici la număr nu o să mai fim. Nu o să mai fim la număr și act adițional îl face cine face. Poate să facă cine te reprezintă sau cine acord pentru că... Semnează actul adițional. Semnează actul adițional. Actul adițional îl face... Există premisa ca tu, Consiliu, să te revolți, să spui, dom'le, eu... Păi, dar nici nu știu de ce ai să spun, pentru că e evaziv acest proiect, pentru că cel care te reprezintă trebuie să plece cu un mandat de la Consiliul Local. Dom'le, semnezi numai asta, semnezi numai asta sau nu semnezi, nu faci. Da? Deci noi aici dăm un aviz numai pentru a semna un act adițional la statut. Deci nu știi pe parcurs ce se va întâmpla. Da, dar și noi trebuie să scriem la fel aici. Nu acum la comisie. În ședință... Dacă nu, ajungi tot în extrema asta. Te contestă oricine și spune, domnule, uite, l-ai mandatat să-ți facă un act adițional. Și poate domnul primar sau eu sau cine, cine mandatăm de acolo să ia numele propriu și să-ți facă un act adițional care este... Nu, actualmente nu ați dat de la nivelul județului și decât să-l sesezi. Nu vezi că tu nu găsești, deci, nu găsești parteneriat cu ONG-ul care a venit la tine aici, tu nu găsești, da. Tu nu găsești niște alea și nu te dau la primarul și din asta, dar sunt alte cauze. Păi, doamne, să ai... Nu stai să spun de ce spui că nu te cauza primarul. Păi nu primarul a semnat actul de parteneriat? A semnat, dar a semnat cum a semnat. Păi, da, doamne, dar primarul trebuie să-l pune la dispoziție. Tu ai văzut că s-a făcut, dacă nu le faci temeinic așa, an de an erau... De ce vreau să vă spun? Că, atenție așa, că sunt de urmă așa. An de an era scandalul cu crescătorii de animale. An de an. Și dacă vrea asta, și dacă vrea ăla, și dacă vrea ăla să iasă drept, nu ieșea drept niciodată.
Până nu te duceai la urmă acasă să faci, să treci? Eșeac, pentru că n-a fost un regulament. Eu ce spun? Dar să ai un regulament. Acum n-ai un regulament să ai legea pășunată, ai un regulament cu pășunată. Acum e tot aia, de cât că s-a făcut pe 7 ani, pe 5 ani, pe acum, că dacă se reedita anul ăsta, tot era același scandal. Uite, peste 7 ani de zile, poate nu-i bune atunci. Pășunatul-i pășunat. Deci ai închiriat, nu, ai închiriat în teren, dacă te referi la închiriere. Vezi? La scandal, dacă te referi la închiriere, închirierile s-au făcut legale. Da. Cu licitație, cu tot. Problema se pune în felul următor. Stat. Ca să-l urmărești. Mă, câte zile am stat pe corectitul nevastă și ai văzut că a ieșit tot că noi am greșit? N-am greșit cu nimic. Vezi legea? Da, așa s-a ieșit. Deci vreau să spun un lucru. În cadrul primăriei s-a format o comisie care controlează pe acești crescători de animale. Spune-mi și mie că ai făcut parte de... Ați controlat modul cum întreține pășunatul, cum, câte număr de animale are? Nu. N-am mai fost eu. Ai prins? Nu, ai prins perioada. Ce perioadă? În februarie? Păi ai prins perioada. Comisia nu s-a modificat. Ce? Cine ești comisia? Cine ești? Tu faci parte din comisie. Nu mai chema nimeni. M-ai înțeles? Deci trebuie controlat acoperirea de nutrezi pentru animale. De exemplu, mi-a spus mie așa cineva, zice, vorbește în gura târgului, izlazul nostru de la Teișeane pentru bovine, da? Respectivul, chiar dacă întreține, el ia niște bani de la Apia ca să întrețină terenul, duce și caprinele. Lucru care nu... Deci comisia de la primărie trebuie să meargă să controleze. Când aia comisie să meargă periodic, să vadă că, uite, vine iulie, acum ploua, nu o să mai aibă iarnă la izlaz. Da? Trebuie verificat. Da. Supun la vot. Cine este pentru? Aviz. Toată lumea pentru. Toată lumea pentru. Pentru, da? Cine? Trecem la diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Doamna Moșneanu. O să mă înscriu și eu la final. E o funcție de necesitate. Ok. Doamna Moșneanu, aveți cuvântul. Ce facem cu câinii din comun? Ce rezolvă găsit? Doamna viceprimar, va ridica mingea la fileu. Avem vorbit. Ce? Cu câinii din comun. Și cu oamenii care le dăm mâncare la poartă la două de câini și nu avem ce să le facem. Noi legal nu avem ce să le facem. Știi că am mai discutat și pe partea de linghieri n-a vrut nimeni să colaboreze cu noi. Am zis să se facă, am ajuns, dacă na, nu le-au convenit să luăm pe notă de comandă, să zicem că vin să ia 20 de câini și așa. Am zis să facem un contract. Am făcut un referat înainte să intru în concediu, acum nu știu ce s-a întâmplat cu referatul ăla. Dar din ce am înțeles, nu se dorește să facem un contract cu firma. La cât s-a dus? 5 milioane câini? Când le cunoaia? 700 de lei. Nu, găsisem la unii de la... Târgșor, vreo 300 și ceva, dar am înțeles că se ia și în funcție de kilometri și de așa. Bine, 5, asta... Ideea e că a fost fiind povara. Trupul a devenit agresiv. Și pe aici, nu doar acolo, și peste tot. Nu e ca un mare, mi-e frică să ne vinzea la doamnă. Trebuie să-ți dau două exemple care m-a acuzat pe mine. Un coleg, dar o Fonică, care a tot a candidat el pe aici și a fost apoi prefectul Fonică și candidat contra lui. Îi dă să mănânce și pe urmă pune pe Facebook că câinii de la gare. Ce? Da? Și nu? Papa, da, nu mă scărici. Nu faceți acuză. Deci, în primul rând, au fost niște adrese la nivelul primăriei. Nu. Doamna viceprimar s-a ocupat de subiectul ăsta. De ecarisaj nu am ce să fac. Și firmele de ecarisaj nu vor să vină, fraților, că nu se plătesc facturii. Asta este adevărul. Trebuie să spunem adevărul. Ce fără o firmă, eu n-am ce să fac. Păi nu nu-ți mai convine, domnule Popa, că câte firme au venit aici și nu și-au luat bani? Nu știu, dar eu știu când a venit... Au venit firme, au luat bani și mi-au luat. Și apar din nou. Deci dacă nu-i mașină, și-au venit un comunic, ți-a dat. Te-a dat-o în jos. Să-ți mai spune la fabrică, la fabrică, la comis, sau cum se numește acolo. Am plătit primăria pentru el, am injectat, i-am alergat pe peste tot, i-am suit la polițist comunitar, i-am suit la dubă, i-a dus la doamna aia acolo și a venit și pe ăsta a dus domnul ăsta după ei și i-a dus înapoi
și a mușcat două femei pe perenul care a putut să ce mai vorbim și banii... Nu avem dovezi în sensul. Am eu dovadă. Dacă eu l-am luat și l-am suit în mașină, l-am însoțit până la Bucov cu polițistul comunitar și ăla s-a dus și acum mai trăiește chiar la garație. Deci problema câinilor e o prioritate. Doamna viceprimar, știți că am discutat subiectul ăsta de fiecare dată, dar au fost și pe stări, pe Facebook. Am făcut, am căutat și în seara, a fost pus și anunț, nu a venit nimeni. Nu vor să mai vină. Păi asta e. Păi asta e problema, că nu mai vin. Când audă Tăișan, nu mai vin. Că le frică că nu-și au bani. Și mai e o problemă. Ridicăm câinii astăzi, fără camere și fără nimic, apar alții. Nu, de alții de la oamenii ăștia înapoi n-aș crede, pentru că oamenii ăștia zic că în momentul în care îi ridică, principează. Nu tot și aia. Când vin să-i verific, când îi prind și așa, îi dau cu un aparat. Dar nu tot aia. Microcipează. În serile astea, la domnul se duce aia la casă, o haită de câine, o fută într-o mașină, le-a de câine cunoscut. Asta e că dacă nu ai camere să monitorizezi... Ce camere? Video să monitorizezi. Deci ai venit cineva, dar s-a dus unde mai acolo, ai mâncat ce nică. Cred că nu mă luat și... Bă, ce mașină ajunge la volum de mașină. Păi să vede așa. Nu, se vede că iluminatul public e destul de puternic. Vezi că a trecut în zona X o dubă. Nu se pune prea. Dacă se uite pe monitor și când focalizează, îți vede și litera de un milimetru. Mi se pare deplasat să faci puteți la câine peste drum. Și pomul spui că nu iau tot. Atunci, cu astea, noi ne-am interesat și chiar am vorbit și cu domnul Sorin. Legal nu avem ce să le facem, că ei hrănesc câinii. Nu ai ce să le faci legal și... Mai mult doamnă vine cu plasa, dar înțelege și vrea să-l arunca să-l acolo. Eu am înțeles că ține la animal, dar nu la animal. În altă ordine de idei, ar trebui să apelăm și la spiritul civic al cetățenilor. Dom'le, când văd o mașină, că lasă un câine sau o chestie de genul ăsta, haideam să anunțăm la primărie. Dar ei nu ia să se vede, nu noaptea, la 1-2 noapte. Nu știu, dar bănuiesc că în 1% din situații s-ar putea afla de cazul. Deci, fără... Nu știu care s-a mutat la românieților și nu știu dacă se tăi de Bucurie sau de Ghinion, am încălcat mașini. Dar ți-e frică să faci naveta pe dus acolo? Nu, e clar că ne trebuie un contract cu o firmă de ecarisaj, în primă fază, și în al doilea rând ne trebuie acele camere, măcar în zonele cheie. Da, cu camerele acum așteptăm să vedem proiectul. Dar cred că trebuie să facem publică chestia asta, că s-a lucrat la ea, nu s-a făcut publică și probabil se trăiește cu impresia că nu... Da, am toate referatele pe care nu s-a întâmplat nimic. A fost pus anunțul, are Adriana tot dosarul. Deci nu vor firmele să vină aici. E o problemă. Da, trebuie să vedem în perioada asta. Vreau să mai discutăm puțin. Avem proiectul ăsta cu asistența juridică. Deci aici e o problemă. Pentru că potrivit codului administrativ, Consiliul Local nu se poate reprezenta în instanță decât mandatând un coleg să semneze un contract cu un avocat. Ceea ce se întâmplă în momentul de față e destul de straniu. Nu știu de ce îi se blochează Consiliului Local dreptul de a se apăra. Deci odată, proiectul a fost ținut și dat drumul fix în ziua în care am avut înfățișare la tribunal și n-am putut să mergem cu întâmpinare. A trebuit să solicităm o amânare a procesului. Acum încercăm din nou să venim cu acest proiect, să-l aprobăm. Bun, înțeleg, nu-s bani în buget. Dar asta nu înseamnă că trebuie să blocăm proiectul. Dom'le, trebuie, acest proiect are simplu obiect să mandatăm un coleg să semneze un contract. Nu spune nimic de bani, de nimic. Doar Consiliul Local trebuie să mandateze un coleg pentru că noi suntem un întreg aici. Nu poate nici Margheala, nici domnul Catană să semneze în numele tuturor. Și atunci noi trebuie să picăm aici de acord, mandatăm o persoană, o persoană care discută cu un avocat cu care încheiem un contract, că îl plătim, că nu îl plătim, dar acel avocat cu acel contract poate să ne reprezinte în instanță. Nu înțeleg de ce se blochează dreptul nostru de a ne apăra în instanță. Asta mi se pare deplasat.
Și ne răspunde domn primar acum într-o adresă, că acum am deschis-o, că referitor la proiectul în calitate de ordonator principal de credite, vă comunic că acesta nu întrunește cerințele legale pentru a fi aprobat în Consiliul Local. De ce? Deci, zice, nici în bugetul local de venituri și cheltuieli, nici în programul anual al achizițiilor publice nu sunt prevăzute fonduri cu această destinație ca urmare a aprobării amendamentelor propuse de noastră la emitere. Deci nu zice nicăieri că să cer bani în acest proiect. Se cere doar acordarea unui mandat unui coleg să semneze un contract. Ceea ce ne dă dovadă că domnul primar nu cunoaște legea achizițiilor publice. Pentru că, o să vă citez acum din legea achizițiilor publice, în care spune foarte clar, conform dispozițiilor, așa, prevederilor, deci nu fac parte din, deci conform articolului 10 aliniatul de din directiva așa, respectiv aliniat din legea 98-2, sunt exceptate și nu li se aplică prevederile legale specifice achizițiilor publice următoarelor categorii de servicii juridice. Deci să fie clar, nu trebuie respectată legea achizițiilor publice. În momentul în care ceri asistență și reprezentare juridică pentru un client, asistență și reprezentare juridică de către un avocat în cadrul unor proceduri judiciare. Deci nu avem nicio treabă cu bugetul local, într-o primă fază, nu ne trebuie un contract care poate fi plătit din bugetul local sau poate fi plătit din orice altă sursă. Vreau să vedem de ce ni se refuză dreptul de a ne apăra. Bun, am ajuns în instanță cu curba de cultură. Hai, domnule, să lăsăm instanța să își spune cuvântul. De ce încerci să blochezi accesul la un proces corect? Deci noi, în momentul de față, fără acest proiect, nu le putem apăra. Înseamnă că sunt interese. Nu se păi, nu ai fapt. Înseamnă că sunt ceva interese la mijloc. Asta este abuz în serviciu. Faptul că tu blochezi un proiect doar de dragul că ai funcția asta, este abuz în serviciu împotriva intereselor publice. Deci noi aici reprezentăm o comunitate, am identificat niște lucruri ilegale, am ajuns în instanță și trebuie să vedem ce spune instanța. Domnule, ați avut dreptate sau nu ați avut dreptate? Dar faptul că blochezi accesul Consiliului Local la un proiect mi se pare de-a dreptul halucinant. Domnul primar, potrivit legii, poate să reprezinte unitatea administrativ-teritorială, adică primăria, dar nu Consiliul, să fie clar. Deci este cu tot o altă discuție că dânsul să leagă, că nu l-am lăsat noi să se reprezinte. Nu! Domnul primar poate să meargă în instanță în calitate conform codului administrativ și să reprezinte unitatea administrativă, adică Comuna Teișani. Consiliul Local este altă entitate care nu poate fi reprezentată primar. Decât dacă Consiliul Local îi dă un mandat, deci tot în baza unui astfel de proiect. Și în cazul ăsta nu poți să lași lucrul pașnic la stână, să fii serios, adică nu poți să-l lași pe domn primar să ne reprezinte interese cu curba de cultură. De asta trebuie să vedem ce se întâmplă cu proiectul ăsta, pentru că în momentul de față, fără aprobarea acestui proiect, nu ne putem apăra. Dacă mai sunt alte lor de cuvânt... De zile care... Bineînțeles! Deci dar are legături cu instanța. Dar cum să nu? Deja suntem... Bun. Nu mai avem subiecte pe ordinea de zi, doamna vice, ceva? Nu. Bun. Atunci declar închisă ședința. Mulțumesc și o seară bună vă doresc.